Și când mă gândeam la una, alta, umblam prin oraș și asta așa ar fi fain, asta așa să fie, asta e foarte mișto așa. Și la un moment dat mi-apare în cască, mi se spune, orașul care nu există. Și m-a speriat, adică cum nu există, adică eu nu există, adică și se... Și am luat o razna în direcția asta. Adică ce, am murit, adică eu nu, adică amintiri, și am luat-o unde nu. De ce? Pentru că sunt om și așa, scenarita e mare. Bun. Și atunci, acum am înțeles în dimineața asta, orașul care nu există e de fapt ceva ca în poveste. Tot Dubai mi-apare, da? De ce să nu... Hai, hai că-ți place, hai, așa face. Până înțelege că e bine, te gândesc. Așa. Și proiectează. De ce să nu fie în orașul ăsta, care nu e nicăieri, Timișoara, tămă, tămă, tot îmi apărea tămă, tămă peste tot. Orice era, orice legat de nu știu ce, de cântecele ABBA, ce are una cu alta, tămă, tămă, tămă. Da, e ceva, un miracol, un oraș miraculos pe care îl construiesc eu. Da, îl creez. Fantastic. 5 ani mi-a trebuit să înțeleg. Bun. E de ce să nu fie în orașul ăsta, cum intri în el? Deci, bine, și la nivel de pământ, da? Eu acum zic ce mi-e aproape mie și sunt la zi cu ce se întâmplă în jurul meu. Totul să fie un leu simbolic. Deci intri în oraș și tot ai la dispoziție, tot. La preț de un leu simbolic. Fantastic. Cred că asta se proiectează acum și îmi place la nebunie ideea. Să te plimbi într-un oraș unde tot ai la un leu simbolic, da? Tot ce-ți place, viața care o duci, totul e susținut energetic de cardul ăla subtil care îl văd eu, de energie divină care trece prin mine. Suntem niște vase, vase sanguine, vase divine, da? Un vas și acceptăm cine suntem și trece lumina, vibrațiile, energia divină, da? Prin el și intră în pământ, iese din pământ, trece prin noi, se duce mai departe și tot așa. Din noi. Deci asta, bun, la nivel simbolic. Oraș care nu există. Și se numește orașul care n-a fost niciodată. Care e, de fapt, el n-a fost niciodată, dar el e.